Deci realmente mă puteți ajuta toți, în toate publicațiile, toți, dar chiar mă puteți ajuta. Am o rugăminte, hai să o informăm populația. Deci eu o informez pe populație că Spitalul Județean are ce-i trebuie, ce-mi prevede, ce-mi spune Ministerul are. Voi, vă rog, la rândul vostru, ajutați-mă, dar vă rog, chiar vă rog în nume, chiar mai mult decât ca director medical, în nume personal, învățați populația să respecte regulile impuse. Învățați populația să asculte de personalul medical. Este, învățați populația să evite programările prin prezență directă în ambulatorul de specialitate. Am pus exact, am afișat număr de telefon, număr de WhatsApp, site pe care se pot programa. Deci există, totul e afișat la intrare, există pe site-ul spitalului informații care, prin care populația este îndemnată să se programeze, să limiteze prezentarea, să meargă și să se programeze online sau pe WhatsApp sau pe telefon fix. Vă rog foarte mult, am nevoie de ajutorul dumneavoastră, este extraordinar de greu în zilele de luni, în ambulatorul de specialitate se strâng un număr infinit de persoane. Este imposibil să-i ordonezi, chiar dacă îi disciplinezi conform indicațiilor de la minister să intre un număr înăuntru, cei de afară, toți se strâng în fața ușii. Haideți, ajutați-mă să popularizăm această informație. Hai să folosim telefonul, hai să folosim WhatsApp-ul, hai să folosim online. Care e situația la UPU? Că la UPU, vin la același ritm? Nu, la UPU este extraordinar de interesant. La UPU au scăzut prezentările. Au scăzut prezentările la UPU. Deci dacă o steamă, probabil să prezintă. Da, la UPU au scăzut prezentările. Este foarte interesant așa ceva. Și asta în folosul celor care sunt și a personalului și în folosul pacienților care au nevoie. Da, eu vreau încă o dată să vă spun că din punct de vedere am respectat iar indicațiile Ministerului Sănătății și am respectat indicațiile transmise în conferință, în videoconferința de ieri, prin care am rugat colegii mei să limiteze internările pentru boli cronice. Intervențiile chirurgicale. Și este o logică în această limitare. Ne dorim foarte tare să avem o terapie cu doctori, care să poată să acorde îngrijiri medicale potențialilor pacienți și în același timp cu locuri libere.